Cazul unui presupus spion israelian ce s-ar fi dat drept jurnalist român face vâlvă în Egipt. Acolo a fost arestat săptămâna trecută sub acuzația că ar fi un agent al faimosului Mossad. Astăzi, un ziar egiptean a spus că tânărul s-ar fi dat drept corespondent de presă din România pentru a se infiltra. Ziarul Al-Aram spune că a stat de vorbă cu trei martori care au fost interogați de anchetatorii egipteni în cazul presupusului spion israelian. Iar ei ar fi povestit că tânărul de 27 de ani s-a prezentat drept corespondent al unor ziare și al unei agenții din România. Sub această acoperire, el ar fi încercat să agite spiritele printre revoluționarii care cereau în februarie demisia președintelui Hosni Mubarak. De o săptămână, el e încarcerat. He says he's treated very well, and he sounded okay. He wasn't upset, he just sounded okay. And it was a relief to hear that. Familia lui Ilan Grapel neagă acuzațiile. Tânărul, care este și cetățean american, a fost militar în armata israeliană. Acum e un simplu student, spun părinții. Undeva și un cheșo la Mossad, o la Irgun, o la col Mossad israelic, colșu, הוא נסע שם רק בתור סטודנט לעריכת דין, והוא מקבל קרדיט על העבודה הזאת שלו. Egiptenii sunt convinși însă că au de-a face cu un caz de spionaj. El rămâne în custodia autorităților egiptene.